făcut ca să începem această pregătire a femeilor care au fost alese la alegerile locale din anul acesta, în funcțiile de primar, viceprimar, consilier local, aici la Slatina, în județul Olt. Și în cadrul acestei școli de pregătire am vorbit despre legislația administrației publice locale, pentru că noi considerăm că colegele noastre aflate la primul mandat trebuie să cunoască legislația și am pus un mare accent pe absorpția de fonduri europene, astfel încât colega mea, Roxana Muzat, a prezentat modul în care pot aduce fondurile europene în comunitățile în care au fost alese. Am avut lector foarte bun, am avut lector pe președinta organizației Femeilor Social-Democrate București, director al Institutului Social-Democrat, dar și colega mea deputat, președinta organizației județene organizației PSD a județului Argeș, Simona Bucura Oprescu. Am vorbit despre modul în care trebuie ținută legătura cu cetățenii și modul în care trebuie acționat astfel încât cetățenii să devină parteneri în proiectele pe care le au de dezvoltat în comunitățile în care au fost alese. Nu vă ascund faptul că pentru noi fondurile europene au reprezentat și reprezintă o prioritate. Suntem foarte indignați de ceea ce se întâmplă acum la nivel național, pentru că lipsa absorpției fondurilor europene, bineînțeles, își pune amprenta în dezvoltarea comunităților din județul lor și din întreaga Românie. Un ultim subiect pe care l-am abordat a fost cel legat de alegerile parlamentare și faptul că România trebuie să aibă un guvern ales prin vot, pentru că votul este cel mai democratic mod de exprimare și că guvernul ales trebuie să reflecte voința cetățenilor și nu un guvern numit. Și am subliniat faptul că guvernul trebuie format de cei care vor avea procentul cel mai mare în preferințele cetățenilor, pentru că asta înseamnă democrație, iar eu, ca și europarlamentar, cred că democrația în România trebuie respectată. Mulțumim, doamna președintă. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Întrebări dacă avem? De unde a plecat ideea acestor seminarii, în special pentru pregătirea aleșilor locale social-democrate și dacă credeți că își va atinge în final obiectivul pentru care ați inițiat această serie de seminarii de pregătire? Acum un an de zile, noi la Școala Politică de Vară a Femeilor Social-Democrate am venit cu o propunere de rezoluție în care 30% din femeile care vor candida, din persoanele care vor candida, din colegii care vor candida în România, să fie femei. Am vrut să creștem locul femeilor în politică, să creștem numărul femeilor în politică, nu pentru faptul că sunt femei, pentru că avem convingerea că avem femei foarte bine pregătite profesional, care pot aduce un plus acolo unde sunt alese. Am dezvoltat școli de pregătire a femeilor pentru alegerile locale, am pregătit candidatele noastre pentru funcții de primar, consilier local, consilier județean, am făcut aceste școli de pregătire aproape în toată țara, înainte de alegeri, iar acum, după alegeri, când am văzut rezultate care pe noi ne bucură, cu toate că nu sunt pe măsura dorinței noastre, dar din cele 116 femei primar, 86 sunt femei primar din partea Partidului Social Democrat. Am dublat numărul de consiliere județene și am triplat numărul de consiliere locale. Bineînțeles că ne-am dorit mult mai multe femei primar, dar este un pas. Am considerat că nu este necesar numai să fie aleasă o femeie în funcția de primar. Și că dacă i-am oferit atunci sprijinul și am făcut acele școli politice, la multe dintre ele am fost în campanie electorală, am vorbit cu oamenii, organizațiile județene de femei s-au implicat alături de colegii noștri, considerăm că este necesară și o pregătire a lor după ce au fost alese, astfel încât nu numai faptul că au câștigat alegerile în comunitățile lor, să poată să fie pregătite cât mai bine ca să atragă fonduri în comunități și să poată să-și dezvolte comunitățile respective.